Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În timp ce procesul dintre Halil Ibrahim și Eznurcul, care a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte în ultima vreme, continuă să aibă un mare impact asupra lumii revistei, subiectul a căpătat o cu totul altă dimensiune cu participarea celebrei actrițe. Acest caz dintre Halil Ibrahim și Eznurcul a mers dincolo de a fi o simplă problemă juridică și a scos la lumină conflicte personale și dezacorduri profesionale între ei. Totuși, cel mai comentat eveniment au fost declarațiile fostului partener al lui Halil Ibrahim, Slatir Koglu, despre acest proces. Deși Slatir Koglu a comentat cazul dintre Halil Ibrahim și Eznurcul în declarația sa de pe rețelele de socializare, mesajele pe care le-a transmis au surprins multe persoane. Comentariile lui Slatir Koglu, de parcă ar implica una dintre părțile din dosar, au declanșat o dezbatere uriașă nu numai în lumea revistelor, ci și în rândul utilizatorilor rețelelor sociale. Fanii au luat declarațiile actorului în direcții diferite și au început să pună la îndoială ce se întâmplă în culise. Procesul legal dintre Halil Ibrahim și Eznurcul a început cu dezacorduri cu privire la proiectul la care lucrau cei doi actori. Problemele din culise s-au mutat rapid într-o dimensiune personală, părțile făcându-și mai multe acuzații una împotriva celeilalte și ducând chestiunea în instanță. Acuzațiile lui Eznurcul despre Halil Ibrahim au devenit mai aprinse când actorul, care inițial a tăcut, s-a apărat prin avocații săi. Pe măsură ce detaliile despre caz au început să se scurgă prin mass media, tensiunile dintre părți au crescut rapid. În timp ce Eznurcul l-a acuzat pe Halil Ibrahim că a depășit granițele profesional, partea lui Halil Ibrahim a respins complet aceste acuzații. Această criză trăită de cei doi actori a stârnit și o discuție mai amplă despre disciplină și etica muncii în platourile serialului. Slatir Koglu a tăcut o vreme despre acest caz aflat în desfășurare între Halil Ibrahim și Eznurcul. Cu toate acestea, cu declarația pe care a făcut-o recent, a rupt acea tăcere și și-a exprimat deschis părerile pe această temă. În postarea sa pe rețelele de socializare, el a spus: "Nu totul este ceea ce pare, virgulă, sugerând că în culisele cazului există fapte diferite." Această declarație vagă a stârnit multe speculații în lumea tabloide și pe platformele de social media. Luând în considerare relația strânsă anterioară a lui Slatir Koglu cu Halil Ibrahim, s-a susținut că această declarație a fost percepută ca o critică directă la adresa lui Eznurcul. Mulți oameni au crezut că Slatir Koglu l-a susținut pe Halil Ibrahim și a devenit parte la proces cu această declarație. Cu toate acestea, unii au susținut că aceste comentarii reflectă o perspectivă mai generală și mai imparțială. Cu toate acestea, mulți oameni au criticat momentul declarației lui Slatir Koglu și expresiile vagi pe care le-a folosit. După declarația Slatir Koglu, rețelele de socializare au fost împărțite în două. Unii oameni au susținut că Slatir Koglu a făcut o declarație imparțială și curajoasă și au susținut că el exprimă adevărul. Acești oameni au susținut că incidentul dintre Halil Ibrahim și Eznurcul nu a fost o simplă dispută juridică și că în culise erau multe detalii necunoscute. Un alt grup a susținut că Slatir Koglu ar trebui să păstreze tăcerea cu privire la o problemă atât de sensibilă și a susținut că declarația ei este inutilă și inadecvată. În special, fanii Eznurcul au susținut că declarația lui Slatir Koglu ar putea deteriora cazul și că a fost greșit să susțină una dintre părți în acest proces. Expresia lui Slatir Koglu "nu totul este așa cum pare" a fost percepută ca o critică, în special împotriva lui Koglu, iar acest lucru a provocat noi tensiuni între părți. După aceste declarații ale lui Slatir Koglu, toate privirile s-au îndreptat către Halil Ibrahim. Halil Ibrahim a fost unul dintre cei care au preferat să păstreze tăcerea în procesul procesului și și-a făcut apărare juridică doar prin avocații săi. Cu
Cu toate acestea, după declarațiile lui Slatir Koglu, era de așteptat un răspuns de la Halil Ibrahim. Cercul interior al lui Halil Ibrahim a susținut că Slatir Koglu a făcut această declarație din proprie inițiativă și că Halil Ibrahim nu a fost implicat în această situație. Cu toate acestea, unele surse au susținut că Slatir Koglu încă mai avea o legătură puternică de prietenie cu Halil Ibrahim și că această declarație reflectă un sprijin pur personal. Halil Ibrahim, la rândul său, a preferat să nu comenteze aceste acuzații. Cu toate acestea, tăcerea lui Halil Ibrahim în urma declarațiilor lui Slatir Koglu a stârnit o mare curiozitate cu privire la modul în care acest proces va lua contur în zilele următoare. După aceste declarații ale lui Slatir Koglu, ochii s-au întors în mod natural către Eznurkul. Eznurkul a avut o atitudine foarte clară pe tot parcursul procesului de judecată și a ales să nu împărtășească ceea ce s-a întâmplat direct presei. Cu toate acestea, după declarația neașteptată a lui Slatir Koglu, s-a crezut că Eznurkul nu va rămâne indiferent la această situație. Potrivit informațiilor din cercul apropiat al lui Eznurkul, Koglu a declarat că a considerat aceste declarații inutile și că a considerat că ar putea afecta negativ procesul cazului. S-a afirmat că Eznurkul credea că declarațiile lui Slatir Koglu erau complet părtinitoare și denaturau faptele. Avocații lui Eznurkul nu au făcut încă o declarație oficială cu privire la această situație, dar a devenit o chestiune de curiozitate cum va fi afectat cursul cazului după declarațiile Slatir Koglu. Slatir Koglu a obținut un mare succes în proiectele la care a participat alături de Halil Ibrahim și s-a format o legătură puternică între acești doi în ochii publicului. Deși Slatir Koglu și Halil Ibrahim, care și-au câștigat o bază uriașă de fani în special prin interpretarea lor din serialul TV Emanet, s-au despărțit după terminarea seriei, interesul fanilor pentru acest duo nu a scăzut niciodată. Mulți oameni au interpretat declarația lui Slatir Koglu drept sprijin pentru Halil Ibrahim pe baza relațiilor lor anterioare. Mai ales armonia și prietenia pe care Halil Ibrahim și Slatir Koglu le-au arătat pe platourile de filmare ale serialului i-au întărit și mai mult aceste apeluri la sprijin. Cu toate acestea, Slatir Koglu a susținut că, în declarațiile sale pe această temă, a dorit să crească gradul de conștientizare cu privire la fundalul evenimentelor, mai degrabă decât o legătură personală. Procesul judiciar dintre Halil Ibrahim și Eznurkul capătă în fiecare zi o nouă dimensiune. Odată cu declarațiile lui Slatir Koglu, cazul nu mai este doar un proces legal, ci a devenit și o chestionare a relațiilor personale. În lumea revistelor, sunt așteptate cu nerăbdare noi declarații atât ale lui Halil Ibrahim, cât și ale lui Eznurkul și evenimentele care vor avea loc în timpul procesului judiciar. Faptul că evenimentele din dosar continuă fără încetare ridică semne de întrebare cu privire la cât timp va dura acest proces și ce tip de soluție vor căuta părțile. Pascali.